Ministrul delegat pentru buget, Darius Vâlcov, și secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Renache Giru, au participat sâmbătă la Camera de Comerț și Industrie la o întâlnire cu oamenii de afaceri suceveni. În cadrul evenimentului au fost prezentate două hotărâri de guvern în baza cărora firmele pot obține finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor. La reuniunea oamenilor de afaceri au participat și oficialități locale și județene, dar și parlamentari. Avem plăcerea și onoarea ca astăzi, în mijlocul nostru, să poată fi prezentată două din măsurile și schemele de ajutor de stat, prin care mediul de afaceri poate fi stimulat și pot fi oferite ajutoare financiare efective pentru dezvoltarea activității economice. Vreau să spun că în ceea ce ne privește ca și autoritate publică județeană, ceea ce înseamnă mediul de afaceri este foarte important. Dumneavoastră sunteți cei care contribuiți foarte mult la bugetul statului. Prin taxe și impozite care sunt colectate la nivel local sau la nivel național și care parte din ele se întorc spre Suceava pentru dezvoltarea infrastructurilor, pentru funcționarea primăriilor, a instituțiilor publice și asta înseamnă în final servicii publice de calitate pe care încercăm să le oferim, dar și crearea de oportunități de dezvoltare de afaceri, pentru că efortul pe care face zona publică trebuie înțeles și trebuie pus, dacă vreți, în paralel sau adăugat cu efortul pe care îl face mediul privat pentru dezvoltare. Filosofia oricărui buget pleacă de la nevoia și identificarea nevoilor de bugetare, iar cred că nu trebuie să avem în continuare o luptă în ceea ce înseamnă acel procent alocat unui minister. Cred că este important să creștem suma la care se aplică procentul. Iar acest lucru poate fi realizat prin ceea ce înseamnă dezvoltarea afacerilor dumneavoastră. Și pentru noi autoritățile locale, principala problemă este cea legată de venituri. Deși la nivelul primării municipiului Suceava m-am străduit și cred că am reușit an de an, chiar dacă un spectaculos, an de an 2-3% au crescut veniturile proprii. Sigur că și noi suntem interesați să atragem investitori, să creăm locuri de muncă. Eu cred în continuare că putem crea ceea ce ne-am propus la Suceava, să facem o nouă zonă industrială, o zonă de dezvoltare. De la 1 octombrie avem și funcționează pentru luna octombrie reducerea CSE-ului cu 5 puncte procentuale și sunt bucuros că fac parte din generația de parlamentari care a înțeles ce înseamnă acest lucru pentru mediul de afaceri. De asemenea, de curând a fost adoptată și scutirea de la plata impozitului pe profitul reinvestit pentru echipamente și utilaje, un lucru pe care îl apreciez de asemenea pozitiv pentru mediul de afaceri. Și contextul în care tot de curând au fost eliminate și comasate circa 100 de taxe, un bun început pentru ceea ce își dorește mediul de afaceri. Problema lucrurilor de muncă, credem noi că trebuie să fie cea mai importantă. Și de aceea ne-am gândit la o schemă cu totul și cu totul nouă, nu a mai existat până acum. O schemă care se adresează tuturor companiilor care creează minimum 10 noi locuri de muncă. Minimum 10 noi locuri de muncă pot însemne și 1.000 și 10.000, pentru că în total noi estimăm că pe perioada de derulare a acestei scheme, care este de 6 ani, 2014-2020. Sperăm să semnăm peste 1700 de posturi, numai pe această schemă, adică cu 1700 de societăți comerciale. Vă dau ca și o comparație, în perioada 2007-2014, pe vechile scheme am semnat 71 de acord. Acum, numai pe această schemă, încercăm să semnăm 1700 de acord, asociații dumneavoastră, cu o parte din banii de la bugetul de stat, peste 35.000 de locuri de muncă. Această schemă a intrat în vigoare din data de 22 septembrie și prima sesiune se va finaliza pe data de 28 noiembrie acestui an. Cealaltă a fost aprobată ca și prima totuși acestui an de către Guvernul României. Se referă în special la investiții. Investiții însă care depășesc 10 milioane de euro se adresează în special marilor companii, dar nu numai marilor companii, ci companiile mai mici care pot să facă asemenea investiții. Sunt bine primite, deși pentru IMM-uri. Schema de asemenea se derulează pe 6 ani de 2014-2020. Bugetul schemei este asemănător cu bugetul
bugetul primei scheme de 600 de milioane de euro, pe 100 de milioane în fiecare an, deci aproximativ 440-450 de milioane de lei anual. Și ea se referă în special la construcția construcții noi și achiziția de active corporale și necorporale noi. Despre calcularea accizei, ministrul delegat pentru buget a precizat că există varianta ca aceasta să nu mai depindă de euro, ci doar de moneda națională, cu corecție în funcție de rata inflației.